O parte din silozurile avariate după exploziile din 2020 din portul Beirut, capitala Libanului, s-au prăbușit ieri după amiază în urma unui incendiu. În zona a fost văzut ridicându-se un nor de praf și fum. Martorii au surprins imaginii de la fața locului, care au devenit virale în mediul online. Zgomotul puternic ca o explozie a alertat oamenii din zona. Mulți localnici s-au grăbit să filmeze norul imens de praf și fum care s-a ridicat în zona. Alții însă s-au grăbit să-și închidă ferestrele sau să se adăpostească. Nu se știe dacă în urma evenimentului au existat victime, însă directorul general al silozului a declarat că situația s-a calmat după câteva minute. În urmă cu 2 săptămâni, un incendiu a ars printre dărâmăturile silozurilor de cereale din port, emițând o incandescență portocalie vizibilă noaptea din cartierele din apropiere. Autoritățile spun că incendiul a fost declanșat din cauza fermentării cerealelor rămase acolo și a temperaturilor ridicate. În urmă cu 2 ani, pe 4 august 2020, o explozie chimică devastatoare a distrus portul și cartiere întregi din Beirut. Totodată a făcut peste 200 de morți și 6500 de răniți. Aceasta a fost una dintre cele mai mari explozii nenucleare din istorie, declanșată de un incendiu la un depozit în care se aflau sute de tone de nitrat de amoniu.